Bine ați revenit la mobilissimo.ro. Acesta este Apple iPad Mini, tableta de 7,9 inch despre care toată lumea vorbește. Am achiziționat-o de la două pentru 1649 de lei. A fost lansată în SUA și în magazinele din toată lumea pe 2 noiembrie, iar noi o testăm chiar acum pentru voi. Tableta este disponibilă pe alb cu argintiu sau pe negru, în funcție de preferințele fiecăruia. Și vine și într-o versiune LTE sau în cea Wi-Fi only. Noi avem aici pe cea Wi-Fi only, care din start vă spun că nu vine cu GPS. Aflați că aceasta este prima tabletă Apple care nu are diagonală de 9,7 inch și se încadrează în gama celor de 7 inch cu o diagonală un pic mai mare. Specificațiile sale sunt de fapt cele ale lui iPad 2, dar mai multe despre asta ceva mai încolo. Deocamdată hai să ne ocupăm de designul acestui device. Practic, el seamănă, dacă vreți, cu un iPhone sau un iPod Touch ceva mai mare sau cu un Galaxy Note mai mare, după cum au spus unii, dar nu cu un iPad mai mic. Observați și că tableta este mai lată decât ne așteptam inițial, la primele zvonuri și scăpări. Este și foarte subțire și ușoară. E vorba de o tabletă care cântărește doar 308 grame și măsoară 7,2 mm grosime, chiar mai subțire decât iPhone 5, care are 7,6 mm grosime. În partea de jos ne amintim de designul lui iPhone 5 cu aceste difuzoare și noul port Lightning, chiar aici. Avem o cameră de 5 megapixeli, EyeSight în partea din spate. În partea superioară butonul On-Off aici, jack-ul audio, lateral avem butoanele de volum și acest buton pentru blocarea orientării ecranului și pentru Silent. În vreme ce în partea frontală avem camera frontală FaceTime HD și butonul Home, care parcă este ceva mai rigid și este și mai mic și mai încastrat în acest design. Un inel metalic de jur împrejurul tabletei pentru mai multă eleganță, o suprafață în aluminiu în partea din spate, o carcasă rezistentă cu aderență foarte bună, iar tableta stă bine în o mână a utilizatorului, dar asta nu înseamnă că o veți folosi cu o singură mână, așa cum se lăuda Apple la un moment dat. Cam atât am avut de spus despre design, un design foarte elegant. Cine a mai văzut un iPad până acum știe la ce să se aștepte, carcasă metalică, cameră frontală de 1,2 megapixel, cameră în spate de 5 megapixeli. Tableta este magnet de amprente, după cum se vede și pe ecranul său la o folosire de doar câteva minute după ce a fost ștearsă de amprente. Ce vă mai pot spune este că, după cum am spus, butonul Home este un pic rigid. Iar trecând la hardware, ei bine, tableta vine în versiuni de 16, 32 sau 64 de giga, când vine vorba de spațiu de stocare, și oferă și versiuni LTE, versiuni 3G, dar noi avem tableta cu Wi-Fi, avem și Bluetooth 4.0 pe ea, ecranul măsoară 7,9 inch în diagonală și este un IPS LCD cu rezoluție de 1024x768, adică exact ca la iPad 2, de aceea îi spunem că este un iPad 2 mai mic. Densitatea pixelilor de 163 de ppi, iar un procesor înăuntru, un dual core Apple A5 de 1 GHz, același procesor ca la iPad 2, deci încă o dată asemănarea cu iPad 2. În partea din spate, acea cameră EyeSight despre care vă tot vorbesc, ea aduce autofocus, detectare facială, BSI și o lentilă cu 5 elemente, captură 1080p și stabilizare video. O să vedeți rezultatele camerei în curând, ele sunt destul de bune pentru o tabletă, dar am văzut și mai bine de atât. Camera frontală e capabilă de videoconvorbiri HD prin FaceTime, iar ca baterie avem aici o unitate la dispoziție de 16,3 Wh pe acest device, o unitate litiu polimer, acesta este bateria terminalului, care asigură, vă spun eu, două zile de funcționare lejeră pe această tabletă, veți fi surprinși. Nexus 7 are multe avantaje față de iPad mini, dar nu are bateria. Vă spun asta 100% sigur. Deci o baterie foarte bună pe acest device, am prins chiar și 3 zile de utilizare foarte lejer. Dacă forjați tableta, obțineți 12 ore cu bateria litiu polimer de 16,3 Wh, deci o baterie foarte, foarte bună. Alte dotări mai includ și accelerometru, giroscop, busolă digitală, senzor de detectare a luminozității din jur și avem și 512 MB de RAM. Multă lume s-a plâns pentru RAM, dar știm cu toții cât de bine administrează Apple resursele pe astfel de device-uri și avem un multitasking foarte eficient. După cum vedeți și voi, tableta se mișcă bine și s-a mișcat bine chiar și când am avut deschis iMovie, GarageBand și alte asemenea aplicații. Acum hai să trecem la testul multimedia. Vom începe cu cel video. Avem două trailere interesante. Și hai să începem cu Rise of the Guardians.
Îi dăm play. Observați încadrarea pe ecran. Avem de-a face cu un ecran cu aspect ratio 4:3, nu 16:9, ceea ce poate dezamăgi unii. Tableta e capabilă de playback pentru fișierele MOV sau MP4, dar nu e capabilă de fișiere AVI, nu suportă fișierele AVI. Observați culori foarte vii, unghiuri de vizualizare excelente, luminozitate foarte bună în bătaia soarelui, nicio obiecție aici la acest capitol. Deci când vine vorba de playback video, ne declarăm încântați de acest device și nicio obiecție la acest capitol. O singură obiecție ar fi, încă o dată, acel aspect ratio 4:3, poate că unii doresc 16:9, în fine trecem peste. Acum ajungem la o zonă care, sincer, mă așteptam să fie ceva mai bună, adică muzică. Credem că tableta mă va impresiona plăcut, cum a făcut-o până la urmă iPhone 5. La început, primul contact cu iPhone 5, am fost dezamăgit că vibra partea din spate și că s-auzea oarecum distorsionat. Se pare că au împrumutat aceleași difuzoare, deoarece, dacă ascultăm muzică la maxim pe tabletă, se va auzi distorsionat. Iată difuzoarele. Și dacă dăm la maxim, o să înțelegeți ce spun. După cum ați auzit, se aude distorsionat când dați la maxim, iar partea din spate a tabletei vibrează exact cum am pățit cu iPhone 5, deci zona asta vibrează, se aude distorsionat, basul nu prea impresionează, deci difuzoarele sunt o dezamăgire, în schimb dacă veți conecta niște căști, ca de obicei experiență foarte bună, doar că difuzoarele dezamăgesc ușor, deci mai degrabă folosim difuzoarele să vedem filme, să avem experiența audio din cea video, decât să ne bucurăm de muzică pe această tabletă, deci deja un punct negativ pentru acest iPad mini. Ok, acum hai să testăm camera. Pentru asta avem nevoie de acest glob. Îl punem chiar aici, intrăm în cameră. Camera a fost oarecum o surpriză plăcută. Știam că va fi o cameră bună, dar a fost una cu adevărat bună, dar nu totuși vârf de gamă. Pozele se realizează rapid, calitatea este ok. Încă o dată ne avem blitz, nu vă așteptați la cine știe ce calitate atunci când vă lipsește și luminozitatea. Hai să vedeți și câteva mostre, dar mai bine hai să ne întoarcem în aplicația de fotografiere să vă arăt toate opțiunile camerei. Iată, zona de opțiune simplă, avem doar o grilă, nu ne deranjăm să avem panorama din păcate. Aș fi crezut că odată cu iOS 6 va veni și funcția de panorama, iar la captura video putem filma 1080p la 30 de fps. Cam atât am avut de spus despre cameră, în ce privește captura în sine, acum o să vă arăt niște mostre. O grămadă de mostre interesante, iată ce poze poate să facă iPad mini, poze destul de bune, zic eu. Totuși, chiar dacă vi se par atât de bune, rețineți un aspect, se poate mai bine de atât. Dacă vreți un exemplu, mă gândesc la orice tabletă Asus high-end, cu cameră de 8 megapixeli, scoate cam așa ceva sau chiar mai bine. Deci camera lui iPad mini este bună, dar se poate mai bine. Iată culori foarte vii, fără suprasaturarea specifică Apple în anii trecuți și fără acel halo move în partea de sus. Observați, aici ar fi putut apărea un ușor efect move care să ne deranjeze, dar nu apare ca la iPhone 5. Și să găsim și o captură video, iată. Filmează destul de bine pentru o tabletă, este o expresie care a devenit deja un clișeu. În curând o să ne obișnuim ca tabletele să aibă camere bune și o să dispară acest clișeu. Până acum, vârf de linie, după cum am spus, tabletele Asus cu camere de 8 megapixeli și iPad mini este și el acolo sus printre
tabletele cu cameră bună. Cam atât la capitolul multimedia, ați văzut ce poate să facă această tabletă la capitolul foto, video, regret lipsa funcției panorama, poate și un HDR, poate și câteva efecte foto, dar e o tabletă, nu o cameră și nu un telefon. Camera este doar decentă. Acum hai să analizăm softul acestui device. Tableta rulează iOS 6.0.1, rulă iOS 6 la început, dar i-am făcut o actualizare pentru a o aduce la cea mai nouă versiune. Și hai să aruncăm o privire asupra lui Safari, celebrul browser de pe tabletă. Îi vedem și tastatura virtuală a tabletei, iată-o destul de comodă. Dacă vrem să intrăm pe mobilissimo.ro, iată, mobilissimo.ro. Are parte de un Wi-Fi foarte rapid această tabletă, chiar se simte diferența față de device-uri. Când tableta a fost prezentată, Apple a afirmat că ea oferă cu 30% mai mult conținut pe ecran decât tabletele rivale de 7 inch. Se referă la acei inch în plus și la rezoluția destul de bună pentru o tabletă mică, dar totuși se putea o rezoluție mai bună. Nexus 7 are o rezoluție superioară când vine vorba de tabletele de 7 inch. Și iată cum arată mobilissimo.ro pe ecranul lui iPad mini. Observați că în portrait nu se înțelege exact conținutul ecranului, dar la anul, când probabil Apple scoate iPad mini 2, va avea ecran Retina și vom putea citi știrile chiar de pe ecran, fără să fie nevoie de un pinch to zoom. În landscape deja se poate citi lejer și chiar dacă paginile se văd bine, ar fi putut Apple să implementeze un Retina, dar a ales să mai aștepte, să ne mai facă să mai cumpărăm o generație de iPad mini sau non-mini. Cât despre tastatură, putem să optăm și pentru varianta split, dacă vreți să faceți niște thumb typing, pentru unii e mai rapid așa. În fine, mi se pare mai bună tastatura de bază. Observați cât de bine stă tableta în mână în acest format landscape, pare făcută pentru așa ceva. Degetele acoperă absolut tot ecranul, iar la gaming, ce să vă mai spun, este o consolă excelentă acest iPad mini. Ați văzut tastatura virtuală și hai să vă arăt și lock screen-ul acum. Din lock screen, dacă facem dublu tap pe butonul home, accesăm zona audio. Putem porni melodia, opri, crește volumul sau trece la altă melodie, totul din zona de lock screen. Am descoperit o funcție foarte interesantă la această tabletă, de obicei ca să faceți multitasking pe un terminal iOS. Dublu tap și iată aici toate aplicațiile între care săriți. Sau ghiți ce, există acum un gest special cu 5 degete. Să presupunem că suntem, să zicem, prea multe apăsături de buton, ok, suntem în Twitter, să zicem, și vrem să trecem la altă aplicație, swipe cu 5 degete, iată, am trecut la browserul în care eram mai devreme, swipe cu 5 degete, am trecut la AccuWeather, nu funcționează chiar din prima, iată. Câtă vreme aplicația s-a încărcat complet, swipe cu 5 degete ne permite să trecem între aplicații fără probleme. Dacă suntem în aplicație, putem să revenim la ecranul home, așa, pur și simplu cu o ciupitură cu 5 degete. În sfârșit avem și niște gesturi, nu doar acest buton home, ceea ce mi se pare o evoluție din partea celor de la Apple. Evident, avem și zona de notificări, iată chiar aici, notificări din calendar, din AccuWeather, din aplicații care ne oferă bonusuri și avem Tap to Tweet sau Tap to Post, Facebook și Twitter, omniprezente în experiență. Și iată, o altă metodă de vizualizare, arată acesta în landscape pentru zona de notificări. Și dacă tot am zis de Twitter și Facebook, evident, putem să socializăm și numai că socializăm, sunt integrate în experiența de utilizare a tabletei și a lui iOS. Twitter și Facebook integrate aici, sincronizăm calendarul, contactele, Facebook, în zona de poze, dacă alegem o poză, imediat o putem trimite pe Twitter sau Facebook. Și cam tot ce puteți face pe tablete asociat cu Twitter și Facebook, chiar și Game Center-ul și orice sesiune de jocuri veți avea, sunt asociate cu acestea. Așa arată Twitter-ul cu varianta sa de iPad, cu aici opțiunile principale, Connect, Discover și Me, în zona laterală. Așa scriem un nou tweet, a rămas tastatura aceasta. Și am trecut la cea normală. Iar Facebook, deja știți, nu mai este nevoie să vă arăt despre ce e vorba. Sincer să fiu, nu prea îmi place cum arată Facebook for iPad. Mi se pare că s-a făcut o treabă mai bună la varianta de iPhone. Cam așa arată și mi se pare că se mișcă ușor lent după ultimul update. Iată și newsfeed-ul cu ce oameni mai sunt online și cu ce mai posta lumea în timeline. Cam atât despre zona de socializare, puteți apela și la Google+, evident.
Ce pot să vă spun este că tableta este destul de rapidă, probabil că v-ați dat seama acum după vreo 15 minute de utilizare în review, n-ați văzut nici măcar un sughiț, nici un pic de lag, nicio problemă, deci tableta este rapidă în ciuda zvonurilor că un procesor dual core și 512 MB de RAM în 2012 ar trebui să dea naștere la o tabletă lentă. Nu este așa, iPad mini este o tabletă rapidă și fără probleme. Și ca să vă dovedesc performanța sa, trecem la benchmark-uri. Începem cu BrowserMark. Iată, în BrowserMark am obținut 122.000 de puncte, în condițiile în care un Nexus 7 scoate cam 123.000, deci suntem aproape. Doar că Nexus 7 poate primi oricând Android 4.2 și să mai crească în punctaje. Trecem apoi la Geekbench, unde am scos destul de puțin, 751 de puncte, adică exact cam cât scoate un iPad 2, un iPad 2 scoate 750, deci suntem pe aproape. Un iPhone 4S scoate 633, ei bine, un Nexus 7 scoate 1300 de puncte, deci stă ceva mai bine. În SunSpider am scos 1552.5 milisecunde, asta înseamnă că mai puțin înseamnă mai bine, Nexus 7 scoate 1700, deci l-am întrecut la acest capitol. Trecem mai departe la acest benchmark, se numește LeanPack și el calculează viteza de rezolvare a unor ecuații. Noi am obținut 122.99 MFLOPS, în vreme ce Nexus 7 a obținut 174, deci încă o dată l-am trecut pe iPad mini. Per total, Nexus 7 îl bate pe iPad mini în benchmark-uri, dar când vine vorba de browsing, se pare că este o idee mai rapid iPad mini. Aflați că tableta nu are GPS în cazul în care mă întrebați, deși avem aplicația Apple Maps. O veți folosi pentru funcția sa flyover dacă vreți să vizitați virtual orașele, dar rețineți, tableta nu are GPS, deci nu aveți navigare turn by turn pe acest device. Nexus 7 are GPS, totuși versiunea LTE sau versiunea 3G a lui iPad mini are GPS, deci dacă o cumpărați pe aceea, stați liniștiți. Doar cea Wi-Fi nu are, iar noi avem aici pe cea Wi-Fi. Ce vă mai pot spune este că avem la dispoziție și o opțiune de luat notițe, dacă vreți neapărat să nu uitați ceva. Și hai să vedem cât de repede putem să scriem ceva, precum nu uita să scrii review. Evident, autocorectul e în acțiune, deci probabil că ne-a conectat tot ce am scris. Nu uita să scriitor review. Hai să vedem și landscape, cât de repede scriem. Hai să încercăm să scriem în engleză. Don't forget to write a review. Iată, scris rapid în landscape, totul foarte comod. Am vrut să vă arăt cât de ergonomic e tastatura și cât de bine se descurcă iPad mini în portrait și landscape când vine vorba să scrieți o notiță rapidă. Mai încolo vedem și o aplicație ceva mai complexă de scris. Am văzut deja și multitasking-ul, am văzut deja și alte sarcini mai intense ale tabletei. Intrăm în zona de setări, unde avem și funcția, iată aici, Do Not Disturb, care a venit cu iOS 6. Ceva care a venit cu iOS 6 și nu găsim aici este Passbook, nu e nici urmă de Passbook. Ar fi fost binevenit, dar se pare că Apple nu a considerat acest lucru. Evident, avem calendarul inclus aici, Game Center-ul care se ocupă de gamingul nostru și de câte puncte am strâns, de ce prieteni avem și cu cei cu care jucăm jocuri. Avem și iCloud, pe care îl întâlnim și în Safari, ne ajută să ne sincronizăm taburile, pornim navigarea pe iPad, să zicem, intrăm într-o știre aici, deschidem un tab în iCloud și continuăm navigarea pe iPhone 5 sau pe alt terminal iOS. Avem și offline reading în Safari, funcția adusă odată cu iOS 6.0. Evident, avem și e-mail, acest e-mail cu organizare tipică pentru iPad, o să vedeți imediat. Iată, aici vedem toate mail-urile primite, iar aici vedem conținutul mail-urilor, aici organizarea în căsuțe a mail-urilor și cam așa putem începe să scriem un nou mail, foarte simplu și rapid. Deci cam aceasta este aplicația e-mail, ați văzut și pe cea videos și music. Am instalat și Dropbox, în cazul în care vreți să vă mutați de colo-colo pozele și fișierele și aveți destui giga la dispoziție, folosim Dropbox cu o încadrare care mi-amintește ușor de aplicația e-mail de mai devreme. Nu prea îmi place această interfață, este ușor incomod de folosit, ocupă doar o zonă mică a ecranului, se putea exploata mai bine ecranul, dar acesta este doar Dropbox. Și dacă tot vorbim de aplicații eșuate, ei bine, nu există aplicație YouTube pentru iPad mini sau pentru iPad în general. O folosim pe aceasta de iPhone, care arată jalnic în această formă mică. Dacă o mărim de două ori, arată parcă și mai rău, din cauza rezoluției care nu se adaptează bine la experiență.
Credeți-mă pe cuvânt, dacă intrați în App Store și căutați YouTube, nu veți găsi aplicație YouTube pentru iPad. Iată, termen de căutare YouTube, nici urmă de aplicație. Evident, veți spune că putem să intrăm în Safari să folosim YouTube și arată chiar bine YouTube în această variantă, dar totuși mi se pare de bun simț să fi avut o aplicație YouTube pentru iPad. Este unul dintre cele mai accesate site-uri din lume și ar fi totuși cazul să avem și noi o aplicație de YouTube. Și dacă YouTube nu avem, măcar putem să citim cărți, pentru asta folosim iBooks, care e pe aici undeva, iată-l iBooks, care nu și-a schimbat prea mult interfața de când s-a lansat, este o mică obiecție pe care au adus-o destul de mulți utilizatori. Hai să intrăm în Oliver Twist. Cam așa se face e-reading-ul pe tabletă, dăm paginile așa și aici umblăm la luminozitate sau la fonturi sau la tipuri de fonturi sau la teme, sepia, noapte, alb, full screen, scroll. Putem să căutăm un cuvânt sau o expresie, să zicem nature sau nature, deoarece textul este în franceză, dintr-un motiv sau altul. Iată, îl căutăm în timp real în text, putem să căutăm pe web sau pe Wikipedia, putem să punem un semn de carte la această pagină pentru a ține minte unde am rămas. Întoarcem la library și cam aceasta este experiența de e-reading. Hai să încercăm și în landscape să vedem cum se vede. Iată, pe două pagini. Experiența de e-reading este bună, dar probabil că cei care au folosit Amazon până acum vor prefera aplicația Amazon, colecția lor uriașă de cărți și e-reader-ul lor dedicat. În rest, am instalat obișnuita suite cu care toată lumea se joacă când își cumpără un iPad, adică GarageBand, cu care compunem muzică. Nici acesta nu s-a schimbat prea mult, arată cam la fel și are cam aceleași instrumente ca anul trecut. Aici începem un nou proiect, New Song, alegem instrumentul cu care dorim să ne jucăm, avem pianul. Evident avem și chitară și tobe. Pe note sau acorduri. Iată și pe note. Toate acestea le-am înregistrat și creați o melodie, lipiți sample-urile unul lângă altul, aici vedem o chitară, aici un pian și dacă dăm play, le auzim pe toate împreună. Am văzut și mulți artiști care se folosesc de iPad, sunt și câțiva artiști internaționali care au compus melodii sau albume pe iPad, în fine trecem peste. Alte aplicații care se instalează din prima când cumpărați o tabletă de acest gen, ei bine, avem iMovie. Toată lumea consideră iMovie un fel de benchmark pentru funcționa unei tablete, deoarece solicită intens o tabletă și îi pune la încercare procesorul și randarea sa grafică. Să zicem că vreți să începem un nou proiect, vom selecta un sample video și vom începe să lucrăm cu el. Putem să-i punem și un fundal, iată, câteva melodii, efecte sonore. Iată, i-am adăugat un fundal în acest moment. Să adăugăm și o fotografie dacă dorim. Uite o fotografie făcută mai devreme, pe care am adăugat-o la rândul său în acest timeline. Și uite așa se editează un clip, mai schimbă o melodie, background, totul se mișcă foarte lejer, fără probleme. Hai să vedem ce clip a ieșit. Și uite așa am făcut un clip interesant, cu o poză mobilissimo și un clipuleț. Toate în iMovie. Și uite așa am sărit de la aplicație la alta, ca să mai spună lumea de 512 MB de RAM și faptul că nu putem folosi cum trebuie tableta cu atât de puțin RAM și doar cu un procesor dual core de 1 GHz. Iată-l și pe iPhoto, cu care edităm fotografii cu o grămadă de efecte interesante. Iată, aici schimbăm contrast, focalizare, diferite setări de culoare, nuanțe. Aici avem și diferite brush-uri cu care ne putem juca, cu saturare, cu... putem să și întunecăm poza în anumite zone. În fine, îl știți pe iPhoto, l-ați văzut în review-ul lui iPad 2 de acum un an, acesta este un iPad 2 mai mic, dacă vrem să forțăm comparația, și hai să mai închidem din aplicații. Observați că rerulăm și ne închidem fără probleme, tableta nu cunoaște cuvântul lag, în vreme ce până și Nexus 7 a mai făcut unele probleme când jucam The Dark Knight Rises
și încercam să ne întoarcem la aplicații normale, tableta, sughița. Deci nu vă luați numai când auziți de quad core sau de mult RAM, deoarece contează și modul în care este folosită fiecare resursă. În plus, această tabletă are parte și are la dispoziție din partea Apple de 200.000 de aplicații pentru iPad. Unii vor comenta în legătură cu faptul că au la dispoziție un ecran 4x3, că au la dispoziție o rezoluție mică, că se putea un ecran Retina. E bine, tableta folosește din plin toate resursele și nu pot să zic că mă plâng de vreo lentoare sau vreo problemă. În fine, am și Siri la dispoziție în cazul în care vă întrebați. Yankees. Here's the roster for the Yankees. Iată, mi arată echipa celor de la Yankees. Hai să începem să mai căutăm. Find taxi in New York. I found 15 cab companies fairly close to New York City, New York. Post to Facebook. What would you like your message to say? Nimic deocamdată, dăm cancel și avem și o căutare vocală în App Store, dacă vă lene să scrieți. Iată, să zicem că vrem să căutăm Angry Birds Seasons. Iată, Angry Birds Seasons, a ținut minte și căutarea YouTube de mai devreme, dar am înțeles și Angry Birds Seasons. Ce mai trebuie să spun este că la această tabletă am avut o conexiune foarte, foarte bună și foarte rapidă Wi-Fi. Am descărcat rapid jocurile și aplicație. Este vorba despre o conexiune dual band. Avem în bandele 2,5 GHz și 5 GHz. Wi-Fi A, B, G și N, fără probleme. Și în cele din urmă vă pot spune că tableta se mișcă excelent. Încă o dată vă amintesc acest lucru, fără urmă de lag, fără alte probleme. Iar pentru cei care vor un pic de productivitate, am instalat și Pages, adică un wannabe Office Word. La anul se zvonește că ar sosi și un Office 2013 pentru iOS. Deocamdată putem să ne folosim de Pages, putem să schimbăm fonturi, să schimbăm aranjarea paginilor, să edităm tot felul de proiecte și documente și să ne jucăm cu ele pe acest iPad mai mic, iPad mini. Ok, cam atât am avut despre tableta, am împins-o la potențialul său maxim, am făcut e-reading, am făcut poze, am intrat pe Twitter, pe Facebook, am încercat să intrăm pe YouTube și am fost forțat să intrăm pe site, am jucat și Angry Birds Star Wars, ați văzut într-un review separat. Acum, marele moment al concluziilor pentru această tabletă. Aspecte pro, în mod evident, sare din prima designul, spate în aluminiu, tabletă rezistentă, comodă, aderență foarte bună, ecranul care absorbe ceva amplente, dar este luminos și în ciuda rezoluției are un contrast bun, are culori bune, culori vii, unghiuri de vizualizare foarte bune, videoul se vede excelent, aspect grey și o 4x3 poate speria pe mulți. Apoi trecem la selling point-ul device-ului, dacă mă întrebați pe mine, bateria. 12 ore oferite la forjarea tabletei sau 2 zile pe care le prinde tableta lejer. Dacă vreți o tabletă pentru baterie, cumpărați iPad mini. Dacă nu contează bateria, aveți Nexus 7, de exemplu, care atinge cam 8 ore de funcționare, dacă mi-amintesc eu bine. Apoi avem numărul uriaș de aplicații pentru acest device, 200.000 de aplicații, în vreme ce Android, sincer să fiu, nici nu știu câte are pentru tablete. Apoi faptul că tableta este ușoară, are o tastatură virtuală foarte comodă, toate acestea sunt plusuri și faptul că administrează foarte bine puținul RAM pe care îl are și procesorul dual core. Aspecte negative, nu are GPS, rezoluția scăzută a ecranului, difuzoarele care m-au dezamăgit, dar se revanșează dacă aveți o pereche de căști. Apoi aspect grey și o 4x3, lipsa de aplicație YouTube, prețul destul de mare pentru această tabletă, este totuși destul de mare pentru o tabletă mini cu specificații de 2011, și ce pot să spun este că tableta este mai lată decât mă așteptam și promovarea sa ca o tabletă de utilizare cu o singură mână este eronată. Uitați și voi cum poți utiliza un iPad mini cu o singură mână, nu prea ai cum, poți doar să ții tableta cu o singură mână. Cam acestea sunt defectele și aspectele pozitive ale acestui device. Îi acordăm nota 9 pentru design, nota 8,5 pentru hardware, nota 9 pentru sistem de operare și interfață. Totalul este de 8,83 din 10 de la mobilissimo.ro pentru iPad mini. Tableta costă în varianta sa Wi-Fi de 16 GB 1649 de lei, cel puțin la Domo. Și ce vă pot spune este că tableta este bună pentru o persoană care dorește neapărat să aibă iOS. Cam acesta ar fi motivul de achiziție. Nu este o bătălie mai degrabă între Nexus 7 și iPad mini, ci între iPad și iPad mini. Dacă vreți o tabletă cu iOS neapărat, vă recomand acest model dacă nu vreți să cheltuiți mult. Dacă vreți să cheltuiți mult, aveți chiar și iPad 4,
iPad 3 și alte variante. Dacă vreți o tabletă de 7 inch foarte bună, vă recomand sincer Nexus 7, deoarece iPad mini este doar un alt iPad, dar mai mic. Deci bătălia este între iOS și iOS și nu iPad mini și Nexus 7. Cam atât am avut de spus. iPad mini 1649 de lei, preț de la Domo, iar nota este de 883 de la mobilissimo.ro, o notă sinceră și din toată inima pentru iPad mini. La revedere!